Am ajuns la Baia de Aramă, în județul Mehedinți, la circa 40 de kilometri de Târgu Jiu, pentru a o întâlni pe Constanța Cristina, un om care a fost posedat și stăpânit aproape 60 de ani de către trei duhuri necurate care o îndemnau să facă anumite ritualuri, mergând până la a aduce jertfă un miel pentru ca cei bolnavi să fie vindecați. Mărturia ei cutremurătoare ați auzit-o aici la Radio Unison. Posesia acestor duhuri a fost atât de puternică încât Constanța Cristina nu avea nicio șansă să scape de ele. Duhurile acestea aveau înfățișarea a trei femei care veneau din văzduh, le vedea ca pe oricare alt om, vorbea cu ele, dar pentru că Constanța Cristina nu a acceptat să devină vrăjitoare, așa cum doreau aceste duhuri, ele o băteau și o chinuiau. Duhurile acelea, femeile acelea trei, care veneau, vă cereau să vă dați de vrăjitoare? Să mă dau de vrăjitoare ca să rămân vrăjitoare, care cum sunt bolnavi, să vie la mine, să le descânt, să meargă spre bine. Și eu nu am vrut. Mi-au cerut cap de om și cerea pe bărbatul meu. Să-l omorâ? Păi da, sigur, dacă eram madame de vrăjitoare. Eram vrăjitoare și vrăjitoarele n-are voie să aibă bărbat. Trebuie să fii fără bărbat și nu i-am dat. N-am vrut să mă dau vrăjitoare, nici cum n-am vrut. Dar a fost rău de tot. Când era în timpul de venea ele, atât mă bătea, atât mă persecuta, până când și limba în gură mi-o prindea. Să dușea limba până jos pe gât. Și de câte ori am avut copilul pe vasâne, l-am avut și mi-a băgat mâna pe gură și mi-a tras-o înapoi. Asta de rău. Să nu mai fie nimă cum am fost eu. Am avut duhuri rele, rele, rău am avut duhuri rele, am avut. Dacă îți închipui mă tare de la etatea de 7 ani, până să zic că să fie 10 ani de când m-am pocăit. Toți din jur vedeau efectele, durerea, suferința lui Constanța Cristina, dar nu vedeau și nu auzeau ceea ce vedea și auzea ea. Constanța Cristina, cât și rudele apropiate, au ajuns să se obișnuiască cu aceste stări și să considere că erau din partea lui Dumnezeu. Aproape 60 de ani au trebuit să treacă peste Constanța Cristina până când să fie eliberată. Cum s-a întâmplat aceasta? Dumnezeu a trimis în Baia de Aramă un om al lui, un pocăit, un misionar. Povestea lui vă invit să o ascultați astăzi și câteva din experiențele deosebite pe care le-a avut în lucrarea din Baia de Aramă, unde și astăzi este implicat. Numele meu este Samoilă Corneliu, am 40 de ani, sunt misionar în Baia de Aramă din anul 1991. Provin dintr-o familie de pocăiți, bunicul meu s-a dus în război, a fost în amândouă, dar în al doilea război mondial, când a fost, a venit de acolo cu o Biblie, cu o parte a Bibliei, nu era completă. A citit-o și s-a pocăit fără să-i o predice cineva. Am crescut lângă el, mama mea a plecat la Domnul înainte de a o cunoaște și la noi acasă era întotdeauna un steag negru la poartă. Obiceiul în sat era pentru cineva care ți-e drag și a murit, porți doliu. Și se puneau steaguri negre la poartă. Veneau oamenii la noi acasă și îl întrebeau pe bunicul, dar cine a murit? Că am văzut steagul negru la poartă. Răspunsul lui era următorul. Steagul acela negru pe care îl vedeți voi la poartă este durerea mea pentru voi care nu vă pocăiți. Pentru că voi veți pieri în păcatele voastre. Eu îmi exprim durerea pentru starea voastră prin acest steag. Am crescut sub acest steag. N-am înțeles ca și copil adevăratul sens. Dar pe măsură ce am crescut, am înțeles povara și durerea bunicului meu. Când Dumnezeu m-a mântuit, El a făcut două lucruri în viața mea. Mi-a luat o povară, dar mi-a pus în loc alta. Mi-a luat povara păcatului, dar mi-a pus în inimă povara pe care toți cei credincioși o au.
povară pentru sufletele nemântuite. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie junghiați. Dacă zici, ah, n-am știut. Crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Dumnezeu cântărește fiecărui credincios o greutate în inimă pentru cei nemântuiți, pentru mântuirea celor fără Dumnezeu. La 10 zile de la căsătorie, eram cu soția în adunare. Era Revelion și s-a predicat din Marea Trimitere, Matei 28, de la 18 la 20. La sfârșit s-a făcut un apel. Intram în anul 1991. Este cineva gata ca, în anul care urmează, să meargă pentru Domnul în misiune, oriunde l-ar chema Domnul? Dumnezeu mi-a vorbit, m-am ridicat, m-am dus în față, a venit soția cu mine, s-au rugat pentru noi. N-am știut noi ce se va întâmpla în urma acelei dedicări a noastră și în urma acelei rugăciuni. S-a făcut apel în biserica din Timișoara, unde eram, la începutul anului 1991, deci la aproximativ o lună după ce noi am spus că mergem pentru Domnul, dacă ne va chema, s-a făcut apel să ne rugăm ca o familie să se mute în Oltenia și să ducă Evanghelia acolo și să planteze biserici. Ne-am rugat. Pe măsură ce mă rugam, Duhul lui Dumnezeu îmi spunea, tu ai promis ceva. Tu ai spus că te vei duce. Eu mă luptam cu Duhul lui Dumnezeu și spuneam, nu sunt pregătit, nu sunt potrivit. Poate altul, eu nu sunt pregătit. Și Duhul lui Dumnezeu continua să se lupte cu mine. Și într-o zi soția mi-a spus, Sam, tu știi că noi am promis Domnului că ne vom duce misionari? Și am zis, da, și ce-i cu asta? Zice, uite, mă rog și în timp ce mă rog, Duhul lui Dumnezeu îmi spune că noi trebuie să mergem. Am rămas foarte surprins de cuvintele ei. Nu le spunea oricum, le spunea cu putere. I-am spus, nu mai spune la nimeni. Hai să vedem cum va lucra Dumnezeu. Părinții, într-o seară, eram cu ei în apartament, au zis, trebuie să vorbim cu voi. Trebuie să vă spunem ceva, nu ne este ușor, ne este greu, dar trebuie să vă spunem. Ne-am rugat și Duhul lui Dumnezeu ne-a spus că voi trebuie să mergeți misionari. Mirarea mea era și mai mare. Spun asta pentru că părinții noștri n-au știut că noi în acea seară ne-am dăruit lui Dumnezeu pentru misiune. Și nici biserica n-a știut, pentru că lucrul ăsta l-am făcut în altă biserică, nu în biserica unde eram membri. Le-am spus și la părinți, să nu spună la nimeni. Știam că Dumnezeu cheamă prin biserică și biserica trebuie să înțeleagă și să te trimită misionar. Și au început frații din biserică. Când ajungeam la biserică, se apropia un frate de mine, o soră. Frate, ne-am rugat și Dumnezeu așa ne-a pus pe inimă că tu trebuie să mergi misionar. Tu trebuie să mergi misionar. Parcă toți erau vorbiți. Atunci am fost convins că Dumnezeu vrea ca noi să venim în Baia de Arama. Se punea problema în zona Baia de Arama să mergem misionari. Am plecat misionari la sfârșitul aprilie 1991 într-un loc pe care nu l-am vizitat niciodată și în care nu era niciun pocăit și nu era niciun cunoscut. Dumnezeu le-a spus ucenicilor că vor fi ca niște oi în mijlocul lupilor și oricât ar fi lupii de lupi, promisiunea biruinței este tot pentru oi, biruință prin jertfă. Nici lui Samoilă Corneliu nu i-a fost ușor. Noi spunem că oamenii se împotrivesc, că sunt răi, neînțelegători, dar este vorba de cu totul altceva. Este vorba de duhurile lui Satan care îi fac pe oameni să fie astfel, căutând să pună piedici lucrării lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu se folosește de oamenii lui pentru a-și lărgi împărăția și pentru a aduce binecuvântare peste pământ, tot așa și Satan se folosește de oamenii lui pentru a împiedica lucrarea lui Dumnezeu. Într-o seară veneam spre casă, mă aștepta în fața porții un domn, un bărbat, însă era foarte agitat și tulburat și mi-am dat seama că omul acesta are ceva cu mine. Și nu lucru de pace. L-am recunoscut când m-am apropiat de el, dar Duhul lui Dumnezeu mi-a zis să n-ai nicio teamă.
eu sunt cu tine. Plin de îndrăzneală după ce Dumnezeu mi-a dat încredințarea asta în inimă, a zis, bună seara, se vede că mă căutați. Zice, da, era întuneric afară, nu era niciun bec, era întuneric beznă, era în jurul ore 10 seara, nimeni nu era pe stradă. A zis, da, pe tine te caut. A scos din buzunar un cuțit, l-a ridicat deasupra mea și a zis, în seara asta vei muri. Și în momentul ăla i-am spus, tu n-ai nicio putere asupra mea. Iisus Hristos este cu mine. A rămas cu mâna ridicată și o stăteam și mă uitam la mâna lui ridicată, în care ținea cuțitul. I s-a deschis degetele și cuțitul a căzut pe trotuar. Mi-a luat cuțitul, i l-am băgat în buzunar și am zis, vezi că n-ai nicio putere asupra mea. Omul ăla n-a putut nici să răspundă. S-a uitat la mine și mâna lui încă era ridicată și blocată în poziția ridicată deasupra capului meu. I-am luat mâna, am coborât-o ușor și după câteva momente și-a revenit. A fugit ca un copilaș. Din momentul ăla, acel bărbat când mă vedea, totdeauna trecea pe partea aia-laltă. Ani de zile n-am putut să stau de vorbă cu el. Am vrut să stau de vorbă cu el și n-am reușit. Într-o zi însă s-a apropiat de mine și am fost tare curios. Am tresărit pur și simplu când l-am văzut și a zis, domnul Sam, să nu plecați niciodată din orașul nostru. Și a fugit din nou, n-am mai apucat să vorbesc cu el. Dacă nu mai vorbim despre Dumnezeu, dar nu dovedim că El lucrează și astăzi cu putere, nu suntem decât niște școlari care au învățat o lecție, dar la practică sunt repetenți. Să auzi despre Dumnezeu este una, să-L cunoști cu adevărat, să-I cunoști puterea, este alta. Samoilă Corneliu a cunoscut puterea lui Dumnezeu acolo, pe câmpul de bătălie, neavând încotro, confruntat cu situația disperată din teren, provocat să dovedească credința lui prin fapte. La capitolul acesta, la capitolul practică, cei mai mulți dintre noi, slujitori sau nu, suntem repetenți. Aceasta nu se învață în seminarii, se învață în focul luptei, prin credința în Iisus Hristos și în numele Lui. Într-o seară am ajuns, era sâmbătă seară, într-o familie și le-am vorbit despre Domnul, despre dragostea Lui și despre nevoia lor de mântuire. Și după un ceas bun, mi-au deschis ușa și a zis, domnule predicator, vă invităm aici, în camera asta, aici, zicea femeia aceea, aici e fica mea, are 21 de ani și de un an în patul ăsta. Acum ne-a spus despre Iisus și despre dragostea Lui și despre puterea Lui. Acum, fă ceva pentru fica mea. Toată familia era adunată, erau vreo 10 persoane pe puțin acolo și așteptau toți de la mine să fac ceva. În fața mea stătea o tânără de 21 de ani care fusese căsătorită de câteva ori și care mărturisea că n-a putut să stea mai mult de 3 luni cu soțul. Nu putea să aibă părtășie cu oameni. Am încercat să văd de ce. Și mi-am dat seama că ea era stăpânită de un demon. Fața ei era tare tulburată și îmbătrânită. Eu m-am gândit că are pe puțin 40 de ani. Mi-a povestit că a fost mică, bolnavă, și bunica ei a tămăduit-o, bunica ei Tanța, care vorbea cu cel rău, care îi se arăta sub forma unor fecioare frumoase, și fecioarele astea, duhurile acestea, au învățat-o ce să facă pentru ea, cum să o vindece. Și tânăra asta îmi spunea că a fost vindecată fizic, dar din acel moment a fost dominată de un gând puternic de sinucidere. De 7 ori mi-a enumerat 7 situații în care ea a vrut să se sinucidă. Odată trecea pe marginea apei și a auzit o voce puternică, aruncă-te! Și s-a aruncat în apă. Ar fi murit. Dar un bărbat a văzut-o, a sărit după ea și a scăpat-o. Mergea într-o altă împrejurare pe drum, din față venea o mașină, a auzit aceeași voce, aruncă-te! S-a aruncat sub mașină. Mașina a trecut peste ea și n-a omorât-o. Ea mi-a povestit 7 situații în care a vrut să se omoare sub acea voce, sub puterea acelei voci. Mi-am dat seama că este stăpânită de acel duh. Și duhul acela voia să ia viața. Mă aflam în fața unei situații în care nu puteam să dau înapoi.
Am vorbit despre dragostea lui Iisus, despre puterea lui Iisus și acum eram pus față în față cu o problemă ca să o rezolv în numele lui Iisus. Nu aveam cale de întors. În această săptămână, lunia, că asta era sâmbătă seara, a trecut pe la mine un frate, un prieten din Timișoara și mi-a dus o carte a misionarei Cori ten Boom, cum să scot duhurile rele din oameni. Până am început să o citesc. Dar n-am știut nimic despre sâmbăta pentru care eram pregătit. Am început să o studiez, să o citesc, am comparat toate textele cu Biblia, cu cuvântul lui Dumnezeu și știam foarte multe acum despre cum se scot duhurile rele din oameni. Dar acum era momentul când trebuia să pun în aplicare. În momentul acela, Duhul lui Dumnezeu mi-a spus, eu te-am pregătit săptămâna asta. Tu trebuie să te bazezi pe Hristos și trebuie să faci lucrarea asta în numele lui Iisus Hristos. Am cerut ca Dumnezeu să ne protejeze pe toți și am poruncit, nu l-am rugat, am poruncit în numele lui Iisus Hristos acelui demon să plece și trebuie să-i dai direcție. Și direcția i-am dat-o în adânc. Am făcut lucrul ăsta și am plecat. Duminică, deci a doua zi dimineața, era biserică, am făcut focul în biserică, era vremea de iarnă și fric, și am ieșit ca să intru în camera mea și când am deschis ușa la biserică, în fața ușii mama cu fica. M-am uitat la una, m-am uitat la alta, n-au zis nici ele nimic, nici eu. Stăteam și ne uitam unii la alții. Și nu m-am putut abține și am zis, ce bine arăți. Aseară am văzut-o, arăta așa de bătrână și acum când am văzut-o, n-am putut să mă abțin și a spus, așa de bine arăți. Și mama a zis, aseară Domnul Iisus a eliberat-o. În urma acestei lucrări pe care Domnul Iisus a făcut-o, mulți membri din această familie s-au întors la Dumnezeu. Bunica lor a suferit mult din pricina duhurilor ele. A fost tare chinuită, zi și noapte. Am avut ocazia să o cunosc. Ei mi-au vorbit despre ea și mi-au spus ce putem face pentru ea. Am vrea să fie și ea mântuită, am vrea să fie și ea eliberată. Și am spus, fraților, trebuie să postim pentru ea. Eu nu sunt pregătit să stau față în față cu bunica sau cu mama voastră. Trebuie să fiu pregătit, trebuie să postim, trebuie să ne rugăm. Și am luat hotărârea să postim pentru ca Dumnezeu să o elibereze. Și așteptam momentul în care Duhul lui Dumnezeu să-mi spună că trebuie să mă duc la ei acasă și să stau la dispoziția Duhului Sfânt pentru ceea ce are de făcut acolo. După 6 luni, m-am dus. Când m-a văzut, a fugit de mine. Ea a venit la poartă. Danța. A fugit după casă. M-am dus după ea. Am chemat frații credincioși din familia ei care deja se pocăiseră. I-am spus, fraților, voi rugați-vă. I-am pus pe ei într-o parte și am stat de altă parte și am vorbit cu ea. Dar nu puteam să vorbesc prea mult, fiindcă duhurile acelea veneau peste ea, o stăpâneau și o aruncau la pământ, fără nicio putere. Era ca moartă. Din când în când își revenea și puteam să schimb câteva cuvinte cu ea. Lucrul ăsta s-a întâmplat, cred că pentru vreo 3 ore. Ne-am luptat pe viață și pe moarte. Ei se rugau. Eu încercam să-i spun ceva despre Iisus. Mulțumesc Domnului și mulțumesc fratelui lui Sam, Dumnezeu să-i ajute și Dumnezeu să-l binecuvinteze, să-l folosească pentru împărăția cerului, că s-a dat interesul de mine de m-a scos de la lucrurile astea care au fost rele pentru mine. Venea fratele la mine și fugeam când venea fratele. Zicea, tu fratele, de ce fugi? Băi, să fug ca să nu mă pocăi. De ce să nu te pocăi? Că e bine cu Dumnezeu, că n-ai pe Dumnezeu o inimă, Natalie, e bine. Da, dar mie îmi trebuie să fac pomeni, îmi trebuie să beau. Până la urmă am înțeles cuvântul Domnului și m-am hotărât. Mă duc să mă pocăi ca să scăp de toate lucrurile rele, ca Dumnezeu să fie cu mine, să-mi conducă viața, să-mi conducă sufletul, să fiu împărăția cerului cu Dumnezeu. El să lucreze inima mea cu puterea Lui și cu știința Lui, să-mi conducă sufletul și viața pentru împărăția cerului. După vreo 3 ore așa de luptă, am poruncit în numele Lui Iisus Hristos demonilor care erau în ea. În ea nu era unul, erau mulți.
mulți care o stăpâneau. Și am poruncit în numele lui Iisus Hristos tuturor demonilor să plece. După experiența asta, ea s-a întors la Dumnezeu. A avut puterea să se hotărească pentru ea însuși. S-a hotărât și s-a pocăit. Când îl provoși pe Dumnezeu și nu mai ai nici o alternativă a ta, nici un plan al tău, ci disperat privești spre cer, minunile devin un lucru obișnuit. O tânără de 16 ani a vrut să se boteze. Tata, un om foarte dur, foarte dur, a fost împotrivă și a spus nici să nu se gândească. Ea mi-a spus, am vorbit cu el, să nu, acest om nu accepta sub nicio formă botezul fiicei lui. I-am spus, sora Oana, ne vom ruga. Noi împlinim porunca lui Dumnezeu și dacă noi o împlinim, el sigur ne va da putere să o împlinim. Noi ne hotărâm să o împlinim și el ne va da putere. Cu o săptămână înainte de botezul programat, tata pleacă la sârg, la lucru. Lasă însă cu jurământ mare în familie, ca să nu o lase pe fiica lui să se boteze. Jurământul e foarte greu aici. Deci are o mare greutate și oamenii fac tot ce le stă în putere ca să-l țină. Sigur că nu sunt jurăminte bune. Alea bune nu le țin, numai alea rele. În dimineața botezului, i-am spus la Oana să vină mai devreme la noi acasă și să stea la noi. A venit pe la 7 dimineața și pe la 8 dimineața aud bătăi în poartă. Câțiva bărbați au venit să o caute pe Oana și au știut că e la noi. Și a zis, domnul predicator, noi suntem sub jurământ, noi nu vom lăsa pe Oana să se boteze, noi am jurat că nu o vom lăsa și vom face orice ca să nu o lăsăm, știm că e aici. Am deschis ușa larg și am zis așa, dacă e aici, luați-o. Dar ea era acolo. Au intrat înăuntru, era de fapt lângă ușă și au căutat prin toată camera și n-au văzut-o. Au plecat afară, s-au dus pe scări. Eu m-am dus până afară după ei, că nu înțelegeam ce se întâmplă, de ce n-au luat-o. Și pe drum spuneau, am deranjat omul ăsta. Ar fi trebuit să ne fie rușine, uite. Nu e aici, eu v-am spus că nu e aici. Asta nu se botează. Hai să plecăm acasă. Și au plecat acasă. După aceea mi-am dat seama că Dumnezeu a acoperit ochii lor și Oana s-a botezat. S-a pus problema în biserică a binecuvântării unui copil. Niciodată în acest oraș oamenii n-au văzut binecuvântare de copii. I-au văzut boteze, dar nu binecuvântare. Au fost foarte interesați oamenii. Am stabilit data când va fi această binecuvântare. Sora, mama era pocăită, tata nu era. Pe măsură ce se apropia ziua de binecuvântare, mama îmi spunea, frate Sam, soțul meu e tot mai rău. Soțul meu tot mai rău. Mi-a interzis să vin cu copilul la binecuvântare. I-am spus cam așa. Sora Mioara, noi am stabilit data și Dumnezeu o știe. Vom anunța în biserică și ne vom ruga pentru acest eveniment. Mergem înainte. În dimineața binecuvântării, la ora 6 dimineața, bătea cineva disperat în ușă. M-am trezit, am deschis ușa și un bărbat a dat năvală până la mine în pat. M-a dus și pe mine în pat când am deschis ușa. Era bărbatul acestei surori. Plângea ca un copil mic. Am stat jumătate de oră cel puțin lângă el să-l liniștesc și n-am reușit. N-am înțeles niciun cuvânt. Decât că era zdrobit. Avusese un vis în care Dumnezeu i-a vorbit și a spus așa, mâine va fi ziua binecuvântării fiicei tale. Trebuie să-ți iei fetița și să o duci la binecuvântare. Tu să o iei în brațe și tu să te duci cu ea. Dacă nu o vei duce, am să o iau. Și omul ăsta a venit disperat la mine, nu cumva să nu binecuvinteze eu copilul. În acea zi, acel bărbat își ținea în brațe fetița. N-am văzut nicio rugăciune ca aceea. Să mai dea Dumnezeu să văd. Dar n-am mai văzut așa rugăciune, cum s-a rugat acel tată, nemântuit. Așa de minunat a lucrat Dumnezeu atunci. Au venit atâția oameni, mai mulți ca la botez. Pentru că a fost un eveniment deosebit de important pentru oameni. Aici sunt mulți copii. Și de obicei părinții
îi blestemă pe copiii, nu-i binecuvintează. Și Dumnezeu a creat în inima părinților o mare dorință ca să vadă binecuvântarea. A fost o zi binecuvântată cu adevărat. Am trăit bucuria ca peste câțiva ani acest tată să se întoarcă la Dumnezeu și să fie mântuit. Biblia ne îndeamnă să binecuvântăm, nu să blestemăm. Și totuși blestemul ne vine mai ușor pe buze, vorbele rele înaintea celor bune. Influențăm astfel pe cei de lângă noi, destine, în bine sau în rău. Suntem chemați să binecuvântăm, adică să vorbim de bine. Când facem lucrul acesta, se pot întâmpla minuni. Mă întorceam acasă, era spre seară, și un grup de copii se jucau afară, pe stradă, la poartă. Le-am vorbit câteva cuvinte despre Domnul și peste unul am pus mâinile. Nu mi-am dat seama nici eu exact ce fac, dar mi-am pus mâinile peste ea. Peste câteva zile m-am dus într-o altă familie, într-o vizită. Din familia aceea, soția bărbatului de acolo, mi-a spus, Domnul Sam, să vede că Dumnezeu e cu voi. Și am zis eu, da, sigur că Dumnezeu e cu noi, noi credem în Dumnezeul Bibliei și El este cu noi. A, nu, nu așa. Și a început să-mi explice ceva ce nu știam. Și mi-a povestit că ea are o colegă la serviciu și fiul ei, de 12 ani, de când s-a născut, în fiecare noapte se trezea, avea neliniști, striga, era într-o stare de tulburare deosebit de mare. Tulbura toată familia, în fiecare noapte era asta. Și mi-a povestit că într-o zi eu am trecut pe la ușa lor și mi-am pus mâinile peste acel copilaș și din acea zi mama s-a uitat exact în acel moment pe geam și m-a văzut când am pus mâinile peste copilul ei. Și femeia asta mi-a spus, din acea noapte, erau deja câteva zile de când se întâmpla asta, din acea noapte copilul doarme liniștit. Și mama a înțeles că toate lucrurile astea se trag de la faptul că mi-am pus mâinile peste copil. Dumnezeu ne poate folosi. Dacă o rugăciune nu și-a atins scopul, nu a primit răspuns, nu înseamnă că trebuie să ne oprim. Poate Dumnezeu poate vrea să pună la încercare atât credința noastră, cât și perseverența noastră. Pastorul Samoilă Corneliu nu și-a putut permite să nu creadă și să nu acționeze. Și Dumnezeu a răspuns. Dumnezeu a lucrat deosebit în Baia de Aramă. Mi-aduc aminte de o mamă care stă aici lângă biserică, a venit la mine și mi-a spus, Domnul predicator, fetița mea moare, vino până la noi, roagă-te pentru fetița mea. A mai fost să mă rog pentru fetița asta, în câteva ocazii, ea a fost operată de 8 ori, avea 4 ani. S-a născut cu un defect la intestinul gros, a fost operată de 8 ori și după ultima operație făcută în București, operație făcută de doctorul Hilaș Livius, după 4 operații făcute de doctorul ăsta, la ultima operație, i-a spus, du-o acasă, nu se mai poate face nimic pentru ea, va muri. Au adus-o în comă, au pregătit sicriu, au pus-o în sicriu și când m-am dus la ei acasă era pusă în sicriu. Totul era pregătit pentru mormântare. Am înțeles de la mamă că doctorii din oraș i-au spus și ei că va muri. Nu mai știu sigur, au declarat-o sau n-au declarat-o moartă, dar nu avea acte. Sigur că într-o astfel de situație te rogi, dar ești și speriat. Și m-am rugat pentru fetița aceea pusă în sicriu. Minunea a fost că Dumnezeu a lucrat și fetița aceea trăiește. Ea este căsătorită astăzi, n-a mai fost niciodată bolnavă, niciodată la doctor. Vindecarea a fost deplină, totală, definitivă. Ea este căsătorită, are copii, are familie, este deplină în ceea ce privește sănătatea. Niciodată Dumnezeu nu a spus că va fi ușor, dar a promis însoțire și ajutor tuturor celor ce prin credință se angajează în lucrarea Lui. Și dacă este greu, Dumnezeu nu ne lasă fără să ne încurajeze, să ne arate că este cu noi. La fel a fost și în Baia de Aramă, greu, dar frumos. Lucrarea a progresat. Când am venit în Baia de Aramă, mi-am dorit ceva. Și anume, mi-am dorit un om cu care să mă rog. Nu doi, numai unul. Fiindcă nu venea nimeni la biserică, nu era niciun membru aici. Și mă puneam pe genunchi și spuneam, Doamne, eu am crescut în familie de pocăiți. Doamne, eu am crescut în biserică. Eu nu pot fără pocăiți. Dă-mi un pocăit. Dă-mi un om cu care să mă rog.
credincioșii care au în jurul lor alți credincioși nu-și dau seama ce har au. Nu-și dau seama ce binecuvântare au. Să ai cu cine să te închini lui Dumnezeu. Să nu fii singur. Aici am realizat ce binecuvântare este să crești într-o biserică. Să ai credincioși cu care să te închini lui Dumnezeu. Ce mare har! Mulțumesc Domnului care m-a ascultat. De-a lungul anilor a fost har, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și cu toți care suntem în viață, cu toți cei pocăiți din Baiașul de Păsate, aproape 200 de credincioși s-au adaus la numărul poporului lui Dumnezeu. Poate aduce un om binecuvântare peste un loc, peste un oraș, peste o țară? Cu siguranță. Atunci când un om se lasă folosit de Dumnezeu, toate lucrurile din jur se schimbă. Psalmul 84 și versetul 6. Când străbat aceștia, adică oamenii lui Dumnezeu, când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acopere de binecuvântări. La Baia de Aramă a început să strălucească soarele, după o lungă noapte. Aici mi-am dat seama ce har am avut să cresc, să mă nasc într-o familie de credincioși. În familia noastră eu n-am auzit niciodată numele celui rău. Niciodată. Numele lui Dumnezeu era mărturisit zilnic. În fiecare zi noi cântam și ne rugam. De la vârstă de 2 ani, în mintea mea, în memoria mea, există așezat timpul de rugăciune. M-am rugat copil, m-am rugat ca și adult. Am fost în fiecare zi binecuvântat, în fiecare zi părinții mei m-au încredințat Domnului. Când am ajuns aici, am văzut cu câtă ușurătate părinții își dau copiii celui rău. Spre exemplu, sora Tanța, care la vârsta de 7 ani a fost dusă de bunica ei ca să fie făcută vrăjitoare, să fie dată celui rău. Eu am fost dat Domnului. Aici am văzut că părinții își dau copiii celui rău. Aici mi s-au deschis ochii. O, ce mult am lăudat pe Dumnezeu de când sunt aici. Pentru harul de a mă naște într-o familie în care este Dumnezeu, în care este chemat numele Domnului. Ce mare har este! Aici părinții își neglijează copiilor. Nu îi învață calea Domnului pentru că nici ei nu știu. Și prin felul în care trăiesc, singura moștenire sigură pe care o lasă copiilor lor este blestemul. Este viața de păcat, viața stricată, viața fără Dumnezeu. Și sunt bucuros că aici este o casă de adunare. Mă gândesc că eu am crescut în așa o casă și câtă binecuvântare am primit și de câte rele am fost ferit. Eu mă bucur pentru oamenii de aici, pentru ocazia și pentru harul pe care Dumnezeu le-a dat acestor oameni. Aici au fost oameni foarte violenți. Violenți mergând până la a folosi cuțite sau instrumente de omorât. Dumnezeu a schimbat mult viața lor, chiar dacă nu sunt foarte mulți pocăiți, dar toți văd că Dumnezeu a lucrat în orașul acesta și violența care a fost nici pe departe nu mai există. Îmi povestea, de exemplu, un frate cât de rău era el. Și spunea, frate, soția mea n-avea voie să stea decât la 50 de metri în spatele meu. El n-avea voie să stea lângă mine. Eu beam suc și mâncam prăjitură și trebuia să stea cu copiii la 50 de metri în spate. După aia fratele s-a pocăit și eu știu câteva împrejurări în care și-a arătat dragostea față de soție. O îngrija ca pe o floare. Și am zis, Doamne, ce mare ești Tu, ce minunat ești Tu. Oamenii au fost foarte duri aici. Dumnezeu i-a schimbat. Mai spun un exemplu. Mergeam spre biserică, am fost într-o familie, erau niște oameni pe niște lemne de casă, stăteau la soare și Duhul lui Dumnezeu mi-a spus, vorbește la oamenii ăștia despre mine. Și am început să vorbesc și tot vedeam că se uită ei undeva în spatele meu, în jos. Așa. Venea un om biat de lușorul ăla și urca spre noi. La un moment dat l-am văzut pe bărbatul din fața mea că a sărit ca un arc și a oprit pumnul celuilalt care venea din spate și a venit fără să mă anunțe și a dat cu pumnul în zona feței. Mă lovea, mă desfigura omul ăla.
Însă nu m-a atins, practic. A urmat o încăierare în care oamenii de acolo au încercat să-l liniștească pe bărbatul ăsta. L-au legat până la urmă cu funile de un dud. Ei au plecat la poliție, s-a dezlegat. Omul ăla, deși era legat, puternic l-au legat, s-a dezlegat. A luat un par din gard, a spart, cum îi sunt pe aici casele, coridoarele cu multe geamuri, le-a spart toate ferestrele și a dat în cap la nevasta acelui bărbat care a sărit să mă ajute, i-a crăpat capul din față până în spate. Curgea sângele și am crezut că va muri femeia aceea. Stăteam și mă rugam și spuneam, Doamne, nu știu ce să fac, dar nu lăsa să moară femeia asta. N-a murit, mulțumim lui Dumnezeu că n-a murit. Pot să spun despre bărbatul ăsta că s-a pocăit. Într-o zi mi-au spus cuvinte mari pe care vreau să le spun aici, cuvinte care mi-au rămas în inimă. Frate Sam, dacă n-aș fi astăzi întors la Dumnezeu, eu aș fi murit. Mi-ai făcut cel mai mare bine. Mi l-ai dat pe Iisus.